Oțelul a înregistrat rezultate dezamăgitoare în ultimele etape și din cauza că nu a putut beneficia de serviciile experimentaților Silviu Ilie, Sălăgeanu și Cârjean, cei trei ar putea evolua în partida de la finalul acestei săptămâni. Sunt probleme cu Silviu Ilie, cu Sălăgeanu, au fost, ei vor reintra, cred, de săptămâna asta normal, îi așteptăm să reintri. La fel Cârjean, care cred că a venit după recuperare și poate fi un jucător, poate fi o soluție pentru următorul meci de la Râșnov. Optimismul nu a dispărut din tabăra echipei de la Dunăre. George Bârlădeanu crede că Oțelul poate câștiga sâmbătă la Râșnov. Vă dați seama, mergem în deplasare pentru toate cele trei puncte, ne interesează decât victoria și vedem ce va fi pe parcurs. E Ciucu o contracandidată serioasă, după cum i-ai văzut, după cum i-ai simțit în teren? Da, s-a văzut, chiar este o candidată serioasă. O să avem și cu Bacău și cu ei, o să avem un sfârșit de tur greu și un retur greu pentru promovare. Chiar dacă Aerostar Bacău are 3 puncte în fața Oțelului, mai sunt multe etape până la finalul sezonului și orice se poate întâmpla.